Omul cu sacul. Un bărbat și o femeie aveau 3 fete și cum toți 3-le erau cu minți și harnice, au dăruit fiecăreia câte un inel de aur ca să se fălească cu el. Într-o bună zi, cele 3 surori și-au întâlnit prietenele și tot gândindu-se ce să facă, și-au zis între ele: ei bine, azi o să mergem la fântână. Că era o fântână dincolo de sat. Cea mai mică dintre surori, care era nițel cam șchioapă, i-a cerut voie mamei să meargă la fântână împreună cu celelalte. Dar mama i-a zis: nu, fato, că poate să vină omul cu sacul și fiindcă ești nițeluș cam șchioapă, să te ajungă din urmă și să te prindă. Dar fata a stăruit atâta încât în cele din urmă maică-sa i-a dat voie. Bine, pleacă, du-te și tu cu el. Și s-au dus cu tatele la fântână. Cea care șchiopăta nițel a luat cu ea și un coș cu rufe de spălat, iar când s-a pus pe spălat, și-a scos inelul și l-a pus pe o piatră. Tocmai când se jucau vesele în jurul fântânii, au văzut că venea omul cu sacul și și-au zis între ele: păi să fugim pentru numele lui Dumnezeu, că vine omul cu sacul și ne ia pe toate. Așa că au luat-o la sănătoasa cât le țineau picioarele. Cea care era nițel șcapă alerga pe lângă ele, dar rămânea tot mai în urmă și tot mai fugea, doar le-o ajunge din urmă, când și-a amintit că își lăsase inelul la fântână. A privit în urmă și cum nu l-a văzut pe omul cu sacul, s-a întors să-și ia inelul. A căutat piatra, dar inelul nici vorbă să mai fie acolo. Așa că a început să caute pe aici, pe acolo, să nu fi căzut pe undeva. În timp s-a ivit lângă fântână un bătrân pe care nu-l mai văzuse niciodată, iar Codana i-a zis: n-ai văzut, tălică, pe aici un inel de aur? Bătrânul i-a zis: ba da, uite, în fundul sacului ăstuia, acolo, acolo ai să dai de el. Fără să bănuiască nimic, fetișcana s-a băgat în sac să-și caute inelul, iar bătrânul, care era chiar omul cu sacul, l-a legat imediat la gură, a făcut stânga împrejur cu fată cu tot și s-a tot dus pe drumul mare, dar în loc să meargă spre sat, a luat-o pe alt drum și a ajuns în alt sat. Bătrânul mergea dintr-un loc într-altul, câștigându-și traiul, așa că pe drum i-a zis Codanii: fii atentă, când am să-ți spun cântă, sacule, că de nu îți trag o scatoalcă, trebuie să cânți de acolo, din sac.